Gata? Clasa a doua, tema pentru acasă. Bună, și bine v-am găsit la Prof. Online cu exerciții de matematică. Da, mă, și de alea interesante, da? Da? Și de alea interesante. Hai că-s curios și eu să te ce probleme. Ce-o fi? Completând pătratul magic de mai jos, faceți un pătrat, un profesor, cu trei căsuțe, cu trei rânduri, da? Haideți un pătrat. Da, și le împărțiți... trei, așa. Așa, încă o dată. Și încă o dată, da, și iarăși 63. Perfect. Încât să avem 9 pătrate da. Mai mici. Și începem de sus. 3, puneți 3. Da. Dedesubt A mic. Așa. Dedesubt B mic. Da. În a doua coloană, la al doilea coborâți. 6, da. 4, dedesubt. Și la mijloc 2. În ultima. 2. Da. Și începem. Completând pătratul magic de mai jos, vom obține atât pe orizontală, cât și pe verticală sau pe diagonală suma 18. Deci, ce să punem noi pe aici? Da. Încât dacă suma o luăm pe diagonală sau pe orizontală, așa, sau pe verticală, da. Suma să ne dea 18. Yes, să fie egal cu 18. Aici este un A. Da. Necunoscut. Necunoscut. Mai departe, stai un pic. Diferența numerelor A și B din pătrat este... Două puncte, trebuie să o aflăm diferența. A minus B egal cu... Semnul întrebării. Este un număr. Ia să vedem. Pe orizontală, adică 3, 6... Aici? Nu. La 3, 6... 3, 6... Pe diagonală. Pe diagonală, vrei? 3, 6, 9. 9. 9 și cu 9, 18. Opa! Deci completează cu multă siguranță. Pe diagonală, că tot 18 trebuia să fie și aici, suma pe diagonală. Okay. Are un 3 și un 6, neapărat de aici să fie 9. Și puteți mai facem de 2 ori? Și cealaltă diagonală, nu pot să o verifici repede. Dar nu știi, nu știi, nu știi. Aici, ai completat pe aici, mai două căsuțe pe care trebuie să completezi. Gata. 6 și 9, la fel. De ce 6 și 9? Dacă vreți pe alt mod... Păi nu, 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 nu. Trebuie să fie și pe verticală tot 18. Ce să pun eu ca să fie 18 aici și 18 și aici? Aaaa. Așa a spus voi. A spus că... 7. Aici e 7. Obligatoriu 7 ca să fac 18. Da. Și obligatoriu aici 8. Cât? 8. 8. 6 și cu 40. Eu completam prima aia. Da. 8. Pentru că ea mai citește o dată, te rog. Completând... Ascultă-mă. Am făcut-o bine! Pe cea de deasupra, adică 3, 8, 7, acolo am făcut-o bine. 15 și cu 3, 18. Celelalte A și B. A, trebuie să pun și pe A și B, ca să fie tot așa, 18. Ca să vă mai citesc o dată. Iasă. Completând pătratul magic de mai jos, vom obține atât pe orizontală... Atât pe orizontală, adică așa. Da. Cât și pe verticală. Adică și așa. Sau pe diagonală. Sau pe diagonală. Suma 18. Diferența numelor A și B din pătrat este... Deci acum ne-a rămas să găsim pe A și pe B. De parcă... A parcă ar fi 10. De ce să fie 10? Ca să poți facă pe... Pe orizontală. 6 și 2. 6 și 2. Da. Deci obligatoriu pentru orizontală A trebuie să fie 10. 10. Deci 10 aici. 10 aici și... 5 acolo. Și 5 aici din ce motiv? Pentru 3, că... 10 și cu 8. 3, 10 și cu 8, nu? Da, da. 3, 10 și cu 5 ai spus tu. Da, da, 3, nu 10. Mai face. De ce? Bă, da. Deci punem 5 aici, da? Da. Că 3, 3, 10... cu... 3 și cu 5, 8 și cu 10, 18. Bun. Acum să vedem, am emoții aici. Pe diagonala asta. Uh-huh. Asta n-am verificat. E corectă. 13 și 8. Excelent. Cu alte cuvinte, A-ul e 10 și B-ul este 5. 5. Tu trebuie să o faci singur. Păi. Degeaba te bucuri acum. Asta înseamnă că citești de unul singur. Te bați acolo. Trebuie să înțelegi conținutul. Trebuie să înțelegi toată povestea. Da? Și de acum A minus B. Deci răspunsul A egal cu 10. B-ul egal cu 5. Și atunci A minus B va fi egal cu 5. Deci, da, mergem mai departe, da.
N-ai citit. Verticală, orizontală, diagonală. Da, păi, păi asta înseamnă. Asta înseamnă să fii, trebuie să fii, cum să spun, foarte puternic. De așez pe problema, ești a mea problemă. Te învin, exact. Reușesc. Exact. Să vezi că reușesc. Exact. Deci asta trebuie să fie. Trebuie un comportament de învingător. Corect. Pot. Asta. Nu mă urmulesc că da, da, da. Nu pot, nu pot. Numărul care trebuie completat în șirul 12. Deci, asta a fost prima problemă. Prima. 1, 2, 12. 15, da. 18, puncte, puncte, 24. Da. Deci numărul care trebuie completat în șirul 12, 15, 18, 24 este egal cu suma a trei numere egale. Cele trei numere egale au valoarea? Stimărat că n-am înțeles. Eu înțeles. Deci, numărul care trebuie completat în acest șir. Șirul se termină. La 24 se termină. Da, sunt mai multe puncte, da? Cu 21 ar trebui. Nu, e un număr acolo. Un număr acolo. Cât dă doar numai puncte, puncte și o virgulă. Deci e un singur număr. Stai, că numai 24 e un număr, așa, de sens. Așa, acolo e un număr. Între 18 și 24 e un singur număr. Cred. Ia nu. Vă dai singur număr. Ia să cite. În jos. Numărul care trebuie completat, numărul care trebuie completat în șirul ăsta 12, 15, 18, virgulă, puncte, puncte, virgulă 26 egal cu suma a trei numere egale. Egal cu suma a trei numere egale. El îmi pune mai multe puncte aici. Dar pare a fi un număr, parcă, domnul profesor. Da. Cele trei numere egale au valoarea. Da. Care e numărul ăsta? Deci respectând rețeta. 12, 15, 18. 21. 21. E din 3 în 3. E din 3 în 3, corect. 21. Și vine imediat 24. Da? Un singur număr. De ce este un singur număr? Corect. Așa, 24. Și el, acel număr care trebuie completat aici, zice, este egal cu suma a trei numere egale. Deci 7 plus 7 plus 7. Deci 21. 7 ori, puteți scrie 7 ori 3. 7 ori 3, da? E egal cu 21. Noi o să folosim punctul. 7 ori 3, da? 7 ori 3 egal cu 21. Terminat problema. Deci, care sunt numerele acelea? Care este numărul care are calitatea asta? 21 este, da? Da. Și am terminat. Altceva? Andrei are 7 ani, iar Rareș este cu 2 ani mai mic. Câți ani vor avea împreună peste 3 ani? Deci Andrei are... Deci Andrei are 7 ani. Deci Andrei... 7 ani. Rareș este cu 2 ani mai mic. Rareș are atunci... Dacă cu 2 ani mai mic, puțin, noi îl punem cât de are? Cât are mai? Are 5. 5. Câți ani vor avea împreună peste 3 ani? Peste 3 ani vor avea. Consiliente. Hai să vedem. 10 și cu 3, 10. Nu, 7 și cu 3, 10. Și cu 8, 18. Deci peste 3 ani vor avea 18 ani. Este corect, nu? Da. Era doar 3 ani și la 1 și la 1. Da. Deci ăsta, 7 îi trece în 10 ani. Iar și 5 trece în 7. În 8 ani. Nu? Păi 5 trece în 8. 5 cu 3, 8. Și atunci, în total, total 18 ani. Bun, aici nu cred că au fost probleme. Nu, au fost disuri, sigur. Da. Lorena are 25 de colegi. La ora de sport, fiind așezați în șir indian, 25 de colegi, da? Fiind așezați în șir indian, Lorena observă că în fața ei sunt numai fete.
facem... Iar în spatele ei, trei colege și câțiva băieți. În fața ei câte sunt? În fața ei sunt numai fete, nu știm cât. Deci... Ia. Da. Și aici e Lorena. Lorena. În spatele ei, trei colege, asta ce înseamnă? Iar fete. Încă trei fete. Și câțiva băieți, nu știu câți băieți. Și câțiva băieți, băieți, băieți... Și ne dă... Așa, oricum, totalul lor... Știind, sunt 25. Și la final? 25, în total. Bun. Știind că Lorena... Atenție, Lorena are 25 de colegi, atenție! 25. Cât sunt în total atunci? Cât sunt în total? Păi, dacă sunt în total 3 în față... Lorena are 25 de colegi. Cât sunt? Păi... Mario are 29 de colegi. Cât da. Sunteți în total? 28, fără mine. Așa. Mario are 28 de colegi. Așa. Fără el. Da, 28. Și Lorena are 25 de colegi. Atunci adică 24 fără ea. Dar nu, atenție că are 25 de colegi. 25. Ce da, sunt colegii tăi? Dar ce 25? Atunci în clasă sunt câți de toți? 25. 26. Și Lorena? A, pe. Păi nu ziceți, într-o clasă sunt 25 de elevi, nu spune spus, așa. Nu spus. Sunt într-o clasă 25. Lorena are 25 de colegi. Foarte, foarte important. 25 de, da. Adică plus ea, da. 26. Vezi? Vezi? Aici este esențial, să fi înțeles prima parte a problemei. Iată, de aceea am spus-o de multe ori. Citim cu multă grijă și rupem problema pe bucăți. Pe bucăți. Ne oprim. Lorena are 25 de colegi. Ceilalți sunt colegii ei. Atunci în clasă sunt 25 plus 1, 96. Bun. 26. Bun, deci până aici e clar. Ea are 25, chiar 26. Știind că Lorena este a 15-a din șir. A 15-a. Poziții, da? Da. A 15 este. Află câți băieți sunt în acea clasă. Ce? Păi, simplu, mă. Gata! Cum face? 15 și cu 8. Ce, nu, 15 cu 3. 8. 15 și... Că sunt 3 fete înaintea ei. 15 și cu 3? 18. Așa. 18 minus 26. Păi stai un pic. Mai citesc o dată. Uite-te de desen acolo. Lorena observă că în fața ei sunt numai fete. În fața ei sunt fete, da? Da. În spatele ei, încă trei. Încă trei fete? Păi zi, așa zice. Da. Spuite-te acolo. În spatele ei vezi 1, 2, 3 fete păi, și restul băieți. Fete. Așa. Facem mai întâi 26 minus 18 și după aia de numai 3. Deci 26 minus 18, da, eu ce știu 18 astea, că nu mi-e clar. Păi cele trei fete din față. Așa, de după ea, da? Da, sau... Cele din față, nu contează. A, important este că sunt fete, da, din fete. Mesajul ăsta sunt 18 fete. Da. Deci 18, 18 fete. 21. Și restul, băieții, sunt cei care completează pe 26. Până la 26. Sunt... Din 26 scădem pe 18. Mi-a dat 8. 8. Și 8 băieți. Câte întrebare aveam în problemă? Câte fete și câte băieți? Câți băieți sunt în acea clasă? Răspuns 8 băieți. Corect. Deci răspunsul, câți băieți sunt? 8. Care sunt operații care le-ai făcut? Uite, chestia asta, că este a... Ce? A fost important 26. 26. Problema, mezul important a fost, are atâția colegi. Și ce număr e ea? Și cât a ieșit ea? 15. La 15. Da, 15 și cu 3, 18. Și cu 3, 21. Și cu ce ai din spate? De unde 21? Păi 15 și cu cele din față, 18. 18, atât. Și cu cele din față? Care păi, din față, mă? Păi ea 15 ani, înseamnă că în fața ei mai sunt încă 14 fete. Da. Deci de la primul și până la L, la Lorena, câte fete sunt? 14. Da, noi numărăm așa, 15 până la ea și încă 3. 15 și cu 3, 18. 18. Și imediat din 26 scădem pe 18.
Deci, din 18 fete, din 26 scădem de 18 și ne rămân 8 băieți. Da? Se recunoaște că dacă spuneam 26 numărul lor, se dea 7 băieți. Iese și 7. Păi da, ca să fii capcană. Că tu ți-o dat 7, fă, gata, 7-lea. O dat tu, dar vezi, sunt colegii ei. Aici a fost miezul problemei. Are atâția colegi. Ceilalți, total, cu ea, sunt în clasa respectivă. 26 de ele. Esențial în problemă. Corect. Și dacă ea zice că este a 15-a, clar că sunt 15. Ea. Deci în fața ei mai sunt 14. Nu mai mult, nici mai puțin. Da. Adică 14 fete sau păi 14 până la ea, ea este a 15-a. Nu, dar în fața ei, câți băieți sau fete? Fete. Păi fete. Fete. Hai să luăm așa, cât deja. Prima, a doua, a treia, fetele. Prima, a doua, a treia, ea, aici. A 15-a. După ea, încă trei. Și până completează băieții. Băieții s-au greu la sfârșit. Ai văzut așa. Adică după fete. După fete. Așa s-a întâmplat și aici. Au fost hârduri din până. Lorena este a 15-a. Mai urmează încă trei fete din spate. Și până băieții. Da. Da? Da. Mai facem una da, și da, te rog, te rog. Doi iepurași, trei veverițe și una arici. Sigur ne cere câte picioare au. Ei, păi, să-i spunem. Asta e că eu picioare. Deci doi iepurași, trei veverițe și una arici privesc cum se ceartă două vulpi. Vulpi. Stai. Doi iepurași, doi in. Doi iepurași. Trei veverițe. Plus trei veverițe. Și un arici. Plus un arici. Privesc cum se ceartă două vulpi. Așa, privesc, se uită. Aceștia se uită așa spre două vulpi. Așa. Câte perechi de ochi privesc la cele două vulpi? Eram sigur că e ceva din corp. Deci, doi iepurași, trei veverițe și un arici. Privesc cum se ceartă două vulpi. Câte perechi de ochi 12. Privesc la cele două vulpi? 12. Câte perechi de ochi? A, câte perechi? Da. Păi se uită... 6. Deci se uită... 6 perechi. 6 perechi. De ce? Dacă ne-ar da ochii... Câți ochi se uită? Câți ochi se uită? Dar înseamnă perechi? Ce-o fi înseamnă perechi? Perechi adică... O perechi ce înseamnă? A, doi ochi? Câte doi, câte doi. Da. Și șase sunt în total. Sunt șase. Deci cu trei, șase. Deci cu trei, cinci, cu șase. Șase. Deci șase. Deci șase perechi. Păi și vulpile. Hai să vedem. Mai citește o dată. Câte? Doi iepurași. Trei peverițe și un arici privesc ele se uită ele. Aceste anim, privesc. Doi iepurași, câte perechi de ochi sunt? Patru perechi. Două perechi. Sunt patru ochi. Da, o pereche înseamnă doi ochi, da? Așa, deci toate acestea privesc la cele două vulpi. Da. Câte perechi de ochi privesc la cele două vulpi? Șase. 6. Dacă tu ai fi zis 12, înseamnă că ai pierdut din vedere ceea ce înseamnă pereche. Pereche. Da, pereche. De aceea spunem că e vorba de 6 perechi. Capcana a fost aici dacă înțelegi perechi. Ce înseamnă? Da, este perechi. Și privesc la două vulpi. Putea să plătească la un singur sau la 7 vulpi. Da. Când spun privesc. Privesc. Adică celelalte privesc spre adică cele două. Adică cele șapte vulpi n-au sens. Vulpile la care se uită? Da, nu intră în discuție. Nu ne interesează. Și cei care privesc. Cei care privesc. Care s-au bune. Da. Așa. Eu am mai reflectat la problema aceea de ieri. Mi-a plăcut teribil cu gutuile și cu... Cu gutuile? Da. Este extraordinar. M-am gândit așa ce ar fi să-i propui o problemă. Hai să punem o problemă noi, să modificăm numărul. Că știți bine că erau 16 parcă. 16 gutui, gutui, persici sau peri și mere. Adică erau 16. Într-un coș
Într-un coș. 16, da, corect. Într-un coș erau 16 fructe. Fructe. Mere. Bătui, mere și pere. Și pere. Sau prun. Pere. Da. N-ai importanță. 9, parcă? 9 dintre ele nu sunt, sunt mere. Mere. Nu sunt mere. Păi celelalte sunt, în total. Da? 9 nu sunt mere, însemna că gutui și pere sunt. Și pere sunt cele mai... Acele nouă, da? Acele nouă. Cele mai multe sunt pere. Și aveam și informația că cele sunt mai multe sunt pere. Deci ne facem problema. O gândim din nou. Da. Să înțelegem mecanismul ca să compunem cu o problemă cu alte date. Cu alte date. Deci, să amintești. Gata, pot să fac eu? Mere, gutui și pere sau frune, cum a fost atunci, în total 16. Poți să compui? Să, pentru prieteni, am amintit problema, să spun, da? Și am spus, 9 nu sunt mere. Adică, cele 9 sunt gutui și pere. Deci gutui plus pere este egal cu cât cu, am zis noi, cu 9. Iar cele mai multe, cele mai multe sunt cele mai multe, deci două informații la una, a doua. Cele mai multe sunt pere. Câte mere, câte gutui sunt? Câte gutui sunt? Unu. Păi, să le spunem prietenilor noștri. Da. Hai să le spunem prietenilor noștri, cum am ajuns? Știm că... Dacă nu sunt, cele nouă nu sunt mere, înseamnă că gutui și pere sunt, sau prune. Pere. Gutui și pere sunt. Și 9 minus 16, 7. Cine sunt să 7? Mere. Asta. Că dacă nu sunt 9, nu sunt și mere... Și pere sunt... Deci, până la 16 sunt mere, înseamnă. Mere. Da? Deci, 9, 16 minus 9, 7 mere. Foarte important. Și acum informația. Cele mai multe sunt pere. Adică mai multe știi cât merele. Și din această informație înseamnă că rezultă că avem 8 pere. 8 sau 9. Dar dacă am luat 9 pere, nu mai sunt gutui. Da. Când am acoperit gutui și cu perele făceau 9. Suntem obligați să luăm o pere ca să rămâși o gutui, că zic, în coș sunt și gutui. Da. Și de atunci, din cauza asta, rămâne până la 9, deci dacă sunt 8 pere, înseamnă că gutui, gutuile egal cu 1. Și gata problema. De fapt, am aflat care e compoziția coșului. Corect. Am aflat și gutuile, și perele, și merele. Dragilor, problema mea s-a părut deosebit frumoasă, da, încât eu am insistat. Și acum vrem să compunem și noi una. Te rog. Într-un coș? Într-un coș sunt mere, pere, gutui. Bun. În total? În total sunt... Așteptați-mi ale numerele. Ba da! Ba aici e esențial. Foarte tare. Acum e momentul. Nu să mergem la la întâmplare. Poți să iau și numerele meu? Treaba ta, dar nu e important să vii la întâmplare. Da, foarte mare. Ca știi până bine, că nu e foarte mare. No. Adică aproape de 10. În, de total, în total. În total. 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 Ia în total. Trebuie să uitați că... După total trebuie să te hotărăști. Hotărăști totalul și pe urmă, și pe urmă celelalte. Gata. Totalul, totalul este 55. Deci 55 de fructe. Care înseamnă mere, gutui și prune. Mai am o informație. Merele sunt răsturnatul lui 12 plus 9. Cum ai zis? Încă o dată. Mere. Merele sunt. Merele sunt. Mere egal. Răsturnatul numărului 12 plus 9. 12, răsturnatul lui 12.
Cât deci 12 răsturnat, 21 parcă da. 21 plus 9. Deci 21 plus 9, îmi dai merele, văd. Da. Mi le dai 30, da? 30 de mere, dar ca să mă pune la încercare, dacă știu sau nu răsturnat. Mai, m-am făcut față, gata. Mai departe. Deci merele le-o dat deja. Le dat merele. Problema asta nu dă merele. Și gata. Atâta. Păi da, aflați păi ce? Aflați perele și guturile. Păi da, da. Nu mai discut. Nu avem suficiente. Ba da. Păi nu. 35 minus 30. Dar nu spune că sunt egale gutuile și prunele. Deci, atunci gutui și prune de aici, gutui plus prune. 60 în total. Ce, 60, aici se spune? Da. 60. Modifici, merg cu tine. Și atunci din 60 cap pe 30 rămân 30. Și acum este un mică treabă. Stai să văd că... Poate ce e dacă gutuile și perele străize sau prune ce stare? V-ați prins? Nu mi-am prins deloc. Mai dai date. Bine. Eu vreau să vedeți exact. Uite ce vreau eu. Doar pe 16 să-l modific și pe 9. Și perele sunt 15. Da, tu păi ne dai da, tot, da. Nu mai e problema interesantă. Da, nu, no, da, nu. No. Păi, sunt 15. Scalzi pe el. Așa, nu mă numesc. Perele sunt 9 plus 5 plus 1. Dragule, vreau să exact te duci pe problema. Pe scheletul problemei de sus. Deci tu nu confui una în afara la. Tu exact afara, așa. Da, faci manevră. El îi face una așa nouă, da, da. Cum vrea el. Dar eu vreau pe scheletul ăsta. Doar pe 16 să-mi dai numai și 9 să-l modifici. Corect. Și se iasă problema perfect. Da. Tot așa e. Cele mai multe sunt pe... Tot așa se poate. Da. Deci dai totalul, 60. Bun. Hai. Spune. Nu știu câte nu sunt gutui. Sau vrei tot cu mere. Nu sunt mere. Nu sunt mere. Bun. Nu știu câte nu sunt mere. Mai am mere. Câte să spunem că nu sunt mere? Din alea 60. Mai fără data. Mai fără. Poate ce vreți putea vede. E problema foarte... Da, 21 de cuvânt. 21 în total. Să-ți verific. Cum 21 în total? 21 în total. Deci, adică mere, pere și gutui. Mere cu 21. Ia schimbă. Mergem. De ce nu? Da. E altă tentativă. Da, 21. Te-am promis să vrea pe model de sus. Da? După model de sus, exact. După 21. Model de sus. Bun. Câte nu sunt mere? 10 nu sunt mere. 10 nu sunt mere. Asta înseamnă din informația asta, da? Da, da. Da. Ce înseamnă? Merele sunt cele mai multe. Păi tot, cum, tot merele? Da. Deci 10 nu sunt mere. Asta ce înseamnă? Rezultă, zic domn profesor acolo să scriem, da, că gutui... Da. Gutuile și plus perele. Gutui plus pere ar face... Cât? Deci... Dacă 10 nu sunt mere, înseamnă că acele 10 sunt gutui și pere. Da. 10. Iar merele cât sunt atunci? Merele sunt... Egal. Cu diferența până la 21. Da. Adică cât sunt? 11. 11. Deci, în varianta în care tu mi-ai zis că 10 nu sunt mere, eu am tras concluzia. Înseamnă că acele 10 sunt gutui și prune, iar celelalte până la 21, adică 11, sunt mere. Și acum, cele mai multe sunt pere. Cele mai multe sunt pere. Ar însemna că depășesc pe mere. Da. Și dacă depășesc pe mere, ar fi cam 12. Și 12, ca să depășească mere, să depășească cele mai multe sunt pere. Dacă perele sunt 12, aici nu mai face 10 împreună cu gutuile. Deci nu se merge problema. Deci trebuie să fie... Asta înseamnă că trebuie să mărim aici numărul lor. Dacă zicem 12 nu sunt mere, hai să facem modificarea. Eu vreau să vedem cum e să... Hai să o luăm pas cu pas.
Deci hai să spunem, ai spus tu 10. 11. 11 nu sunt mere. Eu așa. Adică acelea 11 ce sunt acum? Fii atent aici. Sunt gutui. Plus? Plus. Pere, da? 11. Și diferența până la 21, adică 10. 10 sunt ce? Sunt mere. Da? Da. Și 2, cele mai multe sunt pere. Cele mai multe sunt pere. Dacă cele mai multe sunt pere, înseamnă că perele trebuie să depășească și pe mere. Înseamnă că perele trebuie să fie mai multe decât 10. Cât să fie? 11. Atunci dacă sunt 11, cum gutui și pere la un loc fac 11 și iar nu merge problema. Atunci hai să mai modificăm aici. Să zicem, nu. Nu sunt mere. Nu 11, ci 12. 12 nu sunt mere. Și tot nu merge problema. Și dacă 12 sunt, nu sunt mere, aici apar 12. Sunt gutui și pere. Iar merele sunt până la 21. Adică merele cât sunt? De la 21 până la 12, 9. Merele sunt 9. Și cele mai multe sunt pere. Adică perele depășesc și pe mere. 10 sau 11 poate să fie. Deci, în condițiile astea, cele mai multe sunt pere. Asta înseamnă că perele sunt mai mari decât 9. Asta înseamnă că perele și mai mici poate să fie egal cu 12. Poate să mai mari decât 9 și perele mai mici decât 12. Și dacă sunt mai mari decât 9 și mai mici decât 12, cât poate să fie perle? Perle? Da. Ce număr mai mare decât 9 și mai mic decât 12? A, adică poate să fie mai multe modalități. Sunt două variante. 10 și 11. 10 ar putea să fie 2. Deci, dacă mergem cu perle egal cu 10, perle egal cu 10 gutuile, vor da 2. Că până ar veni la 12. Sau o altă variantă, perele să fie 11 și gutuile egal cu 1. Ei, dragule, aici ai avut un spațiu de manevră de două unități. Problema a avut sens aici. Da. Dar ți-a dat ție situația asta pentru că ai luat un număr impar. Dacă luai număr par și impar, aici, da. Mergea, se strângea problema la crește foarte bine. Că trebuie să-ți dea cu unul mai mult, să nu-ți dea situațiile astea. Dar și așa asta problemă este foarte frumoasă, foarte interesantă, că ai două soluții. Mai mari decât 9 și mai mici decât 12 sunt 10 și 2. P egal 10 și P egal 11. Și dacă P-ul e 10, gutuile sunt 2. Și P-ul dacă e 11, gutuile sunt 1. Foarte tare problemă. Ai văzut? Deci nu la întâmplare și am cerut să mergem pe același schelet. Mă gândesc că acum să fac o problemă data viitoare, neapărat două probleme de astea vreau. Gândite, da? Și eu pot să le verific. Și vreau să gândim o problemă care spun cele mai puține sunt pere. Să apare și cu chestia asta, da? Pentru, vedeți, de la o problemă ne putem duce. Nu pot părăsi, dragii mei, nu pot părăsi o problemă când mă prinde. Eu tot încerc să fac de acolo și cel mai spectaculos lucru este să invit pe elevi și pe cei care ne privesc să facă și la rândul lor o problemă. Este spectaculos. Așa, dacă ne oprim aici, la revedere! La revedere! Să nu uite de like, share și să vă abonați la Prof Online! Asta e la tu știi la când revedere. Mai spunea să-ți spun la prieteni, la cunoștințe. La toți prieteni! La toți prieteni! Păi la cum...